poți. Mă, auzi, nici florile dragă, nu mai sunt ce au fost. Te pupăm. Pentru mine, da. Mă, știi ce se întâmplă? Eu n-am fost niciodată materialistă. Pe mine nu m-a interesat niciodată... Materialist vulgar. Banii cuiva, pentru că eu mi-am câștigat banii singură. Și din punctul meu de vedere, este clar că nu poți să iei acum pe cineva să întreții. Dar nu banii sunt totul. Trebuie să știi, da, să se era bine dacă ar fi fost și George Țiriac, nu? Nu te-ar fi, nu te-ai fi fără. Acum, din ce, din punct de vedere financiar? Financiar, nu. Bă, acum, nu, dacă... Nu. Da, dar poate nu se știe, poate nu. Dar nu cred că dura atât. Nu știu ce să zic. Acum, știi cum, toți ne dorim bani, toți ne dorim să avem situație, dar nu totul este bani. E foarte important banul, dar nu totul este banul. Daniela, dar a fost momente în care câștigai mai bine decât George? El fiind impresarul meu, noi erau cam la comun. Nu prea țin cont. Adică, noi avem banii la comun, avem și afacerea aia acum. Da. Nu știi deci care banii cum, anunci, cât, dar nu țin cont de lucrul ăsta. Cât câștigă fiecare, da. Dar este clar că, nu știu, dacă aș fi singură, de exemplu, sunt o femeie care produce. Mă pot întreține, da. Este foarte important. Normal. Eu o țin la chestia asta foarte mult. Eu vreau ca să am banul meu, eu vreau ca să câștig bani, vreau ca să muncesc pentru lucrul ăsta. Deși îi țineți la comun. De, normal că îi ținem la comun. Cât de important e pentru o familie de genul ăsta să, ca și femeia să fie pe picioarele ei, să nu ceară niciodată la bărbat? Păi uite, ai putea tu să-ți răspunzi la întrebări, sau voi bărbații. Este clar că, de exemplu, dacă ții o fată care este foarte frumoasă și o vezi ca o prințesă și tu tragi ca un fraier și tot îi dai, tot îi dai, tot îi dai, tot îi dai, nu știu cât o să aprecieze. Pe când o femeie, acum depinde foarte mult de ceea ce vă doriți. O femeie care arată bine, dar care are un serviciu, care se descurcă, care are banii, care este independentă. Nu? Este normal. Adică mie mi se pare în 2023 penibil să mă duc la George, dăm și mie bani de, scuzați-mă, de vată, de parfum, rimel, cum, ce asta? Păi știi cum era înainte? De vată, cine mai cumpără bani? Înțelegeți ce vă spun? Ce ții tu după aia? Ce vreau? Dar fiecare femeie își dorește un bărbat inteligent, un bărbat care să muncească, un bărbat care să producă, care să-i ofere stabilitate, ca așa zic toate. Stabilitate, da, depinde. Voi vorbiți acum cu un om matur, un om care n-a avut nimic, un om care a muncit foarte mult și nu m-am ridicat pe spatele bărbaților, niciodată n-am ținut cont, dacă vorbesc cu cineva, că am avut și eu prieteni, ce situație materială are sau să-mi dea mie, să-mi cumpere mie ceva, n-am avut nevoie că... Dar pe de altă parte a contat că ai făcut echipă de-a lungul timpului cu George și că v-ați sprijinit unul... George este cel mai important, în afară că este bărbatul pe care îl iubesc, din punct de vedere profesional, cel mai important este impresarul meu. El mă reprezintă cel mai bine și eu îl reprezint cel mai bine ca artistă. Dar nu-i ciudat cu toată, când se ceartă Daniela cu George... Cu George soțul sau cu George impresarul? Nu înțelegeți! Haideți să vă spun una tare. Deci noi ne certăm, ca orice familie. Da. Mă, ne certăm și avem cântări. Acum, în weekend. Da. Și mă, cât de certați suntem, el... plecăm la ora cu tare, vezi că astăzi ai două, mâine ai una, apoi mâine ai nu știu ce, plecăm în aceeași mașină, normal. El îmi pune muzica, îmi reglează microfonul, deci ne certăm, dar... Cel mai tare știi cum ar fi? Să te sune din camera cealaltă, bună, bună, să manager tot, vezi că apoi mâine avem... Păi vezi că vin să te iau! Păi nu înțelegeți că noi avem camere separate, noi nu dormim amândoi. Și el îmi dă mesaj, vezi că nu știu așa, dacă este Maria să nu ne vadă că, sau nu, să nu ne audă că ne certăm. Dar... Dar vă ține așa cearta câteva zile? Vă certați rău? Nu. Că noi glumim, deci eu cred că secretul relației noastre este că facem haz de necaz și că, într-adevăr, eu sunt cea care sunt ca o maimuțică și deci el, până la urmă, râde, nu știu ce, dar și el, dacă greșește, își cere scuze și eu, dacă greșesc, îmi cer scuze. Dar de la ce vă luați? De la prostii, de mă, ne luăm de la... De la orice? În primul rând, de la profesional. Deci de aici... Deci prima dată eu... cerți cu George impresarul. Da, și după aceea... Asta voiam să întreb mai devreme, dacă e bine să fii... Privat, foarte, foarte... Foarte rar. Dar eu sunt perfecționistă, eu vreau așa, eu nu sunt mulțumită tot timpul. Și până la urmă, cine cedează? Adică cine zice, da, ok, fie ca tine. Păi el, fii atent ce, deci, îți dai seama ce... A crezut că ești mecher, vine el. Țuca, m-am gândit foarte bine. Noi niciodată nu trebuie să ne culcăm certați. Asta e foarte frumos. Da. Și când, indiferent cine ce face, el vine în cameră la mine. Hai, noapte bună!
De ce nu dormiți împreună? Da, și eu zic, te iubesc. Auzi, dar întrebare. Și eu te iubesc. Înțeleg de ce nu dormiți împreună? Sfore. Sfore, bravo. Opa. Cu George Împresaru înțeleg de ce nu dorm, dar cu George Bărbat. E deștept. E deștept, uneori se preface că doarme și sfore. Nu să dorm cu Împresaru. Nu vi se face dor să mai dormiți și împreună? Ei, dorm. Stai liniște că dormim împreună exact. Mai mult decât crede. Asta poate să fie și o tactică. Te culci, te faci că dormi te și începi să sori. Și bine, trebuie să dormi în partea ta, că asta ești tu liber, să ești da, tu pe telefon. Da, dar ce te faci dacă femeia are anduranță și rămâne lângă bărbatul care sfărăie? Nu, te faci dacă sfărăie și ea? Băi, Doamne ferici! Un somn destul de... Să nu luăm decizii la nervi. Da, da, da. Nu, exact. Să știi că ai dreptate. De multe ori, la începutul relației, noi ne-am și despărțit. Tu știi, da. Vreo 2 ani ne-am despărțit pentru că, într-adevăr, și el și eu, în special eu, când eram și o mai tânără așa de vârsta voastră, luam decizii la nervi. Câteodată erau bune deciziile, de foarte multe ori erau ei, proaste. Atunci, pentru că... viața voastră casnică, așa să-i spun, era un pic mai complicată pentru că era mama ta, nu, tu stăteai... Nu, din cauza asta ne-am certat, nu din cauza mamei mele. Au fost și motivele astea, mi-aduc aminte. Niciun motiv. George, când ne-am cunoscut, știa că am o mamă. Știu, eu când l-am cunoscut, i-am zis așa, am o mamă. Da, mi-aduc aminte de emisiunea aia, care am zis, am de care am grijă, care o iubești cel mai mult pe lumea asta. Da, dar el a zis, zice, am crezut că pot să duc toată treaba ta și la un moment dat a căzut psihic, pentru că e greu. Deși, atent, un om când iubește... Normal, trece peste orice, da. Trece peste, adică este mult mai tolerant. Atunci când ești tânăr, este vorba de orgoliu. Ești mai aprig. Da. Ești mai aprig. Când trece o vârstă și o experiență, deja lucrurile se mai așează. Adică ești mai tolerant, poate. Asta nu înseamnă că accepți orice, dar da, mă, îl cunoști problema... pe omul ăla și cu bune și cu rele. Da, și când ne certăm, hai să-ți spun că tot m-ai întrebat. Când ne certăm, câteodată tac eu din gură ca să treacă toată, câteodată tace el, se duce el în cameră, ca să ne treacă nervii. Știți că în fiecare dintre voi când se lase... De la el. Gata, da, încercăm. Acum, na, noi zicem că suntem bine, dar niciodată nu... Până la urmă și după atâția ani de relație, e binevenită și câte o ceartă, din când în când, nu? Păi, dar să mai întreține un pic acolo, după aceea vii, te pupi, alea, așa, dacă ar fi doar zen și lapte și miere, cred că... Eu nu cred în relațiile astea numai zen. Ți s-a pleacă numai de la lapte și miere, da? Cum e cu buchetul de flori? Un buchet de flori după 18 ani de căsnicie? După așa. Păi, în primul rând că noi avem o perioadă destul de aglomerată. Mă așteptam la diamante, ceva. N-am nevoie de diamante, briliante. De când mă cunoști, tu m-ai văzut cu vreun briliant. N-am chestiile astea. Numai că am realizat, uite, ne-am achitat casa, am făcut niște lucruri foarte importante pentru noi. Tu mi-ai zis atunci că în 4-5 ani vrei să o achiți. E, 4-5 ani, că ți-am zis într-un an, ce-i? A, da? Păi cât au trecut? Un an a trecut. Un an doar? Mamă, bine. Mi s-a părut că mai mult. Da. Nu, a fost un an bun. Puțin. A fost un an bun. Da, nu, acesta chiar că este și a fost un an bun. Și impresarul este bun, dar și artistul este cerut, că dacă nu este artistul cerut degeaba. Da. Dar de ziua mea tot am plecat la Craiova, uite, am făcut cu prietenii noștri de la Triton Melodii, am făcut și singură, mă duc la studiouri. Am cântări și a adus-o pe mama lui, pe soacra mea de la Bacău, cu Măriuca, cu el a gătit, că el este șef bufetar în casă. Și după... Ei, poate vine la noi, că au plecat șefii și poate... Să știi că aș vrea să vină. Deci vă rog frumos, vorbiți ca să-l chemați. Să e foarte tare, gătește mișto. Ce dar gătește? Eu nu gătesc ce gătește? Ce vrei tu, îți gătește... Aoleu, așa, pe fine dining, pe finez? Face, prepară, știi, de-a luat... Da, și tu, hai să o luăm într-o încălzire ușoară, cu o măliguță, cu mult. Pentru că l-a lăudat așa de mult, că acum l-am dus direct cu gândul. Nu, s-ar mare și așa. Te duci direct în Stele Michelin, da? Da, face... Face fonfleuri, mă. Păi, vedeți, eu l-am simțit. Compleuri, nu fonfleuri. Adea, le ia cu miere, le bucește, le burtește, el le mănâncă, el le gătește. Exact. E greu să-ți păstrezi silueta. Eu nu mănânc, într-adevăr, da, țin mult la silueta mea și nu vreau ca să greșesc. Asta zic, e greu să te abții. Mănânc și eu, dar nu... N-ați plecat pe nicăieri, n-ați serbat cumva, nu știu, să vă duce doar voi. Nu, asta ți-am spus că am venit, a fost joi, am venit de la studio, de la Craiova, rupți de obosiți, a bucat să-mi iau un buchet de flori. Din curte? Acum mai, din curte, nu, din curte, avem niște... Brazi dintre ea de au tuia. Prins, nu știu tuia, ce. Tuia de aia. Da, au prins, nu știu ce fel de boală. Paianjenul ăla. E un paianjen care își face cuib și usucă.
Da, și se întâmplă acum, s-au uscat și trebuie să-i scoatem. Nu mai vreau să aud de toia în viața mea. Dacă am pus toia, puteam să pun tot Bucureștiul. Trebuie, am pus da. În turn nimic de trebuie curte. Să le pui în pământ, au niște tratamente speciale. Nu poți să le faci orice, dacă prind chestia aia, nu mai... Adios. Să îngălbenești da. Și gata, la revedere. Da. Ei, așa că asta este. Dar uite, de Crăciun, de exemplu, suntem în Spania, suntem două zile, de Revelion la Londra cântăm, o luăm și pe Măriuca. Da? Și ce frumos, am ce să fac, am ce să-mi cumpăr, sunt foarte liniștită. Numai să fie bine la Londra până atunci. O că la fie. Cei prin lume acum... Ce să faci, frate, acum? Da, pericolul va fi întotdeauna mai ales prezent. Pentru, eu știu foarte mulți artiști care și-au anulat concertele, da, au avut în Franța, aveau în Germania, aveau în Anglia. Da, pentru că nu știi, nu știi și, ce se întâmplă. Da, le e frică de ce se întâmplă acolo, pentru că într-adevăr da, e o situație... Da, pe altă parte o să vezi, o să fie ca și ciudat. Cu COVID-ul, trebuie să trăiești și cu asta. Nu poți să oprești tot, pentru că ar însemna așa să stai în început, să stai în Ucraina, am zis că gata, să termine. Da, da, exact, da, toate da. Începuturile sunt... Viața merge mai departe. Învățăm să trăim cu chestia asta, sunt toate bune. Important este să treacă... Eu vorbeam cu bunica mea, Dumnezeu să o odinească. Mama născută în 43. Băi, mama născută în 43. Pe bombardament. Exact. Bă, zic, la Ploiești, unde o bombardau americanii Câmpina, toate rafinările. Câmpina, Ploiești, a fost nebunie. Bă, zic, vouă Vardea de făcut copii, te-s nebun la cap. Păi, ce are... cel mai bun exemplu. Deci maica mea e născută în 43 în timpul războiului. Cel mai productiv și an... Și maica mea, toți oamenii născuți în anii ăia. Deci oamenii, viața merge mai departe. Cel mai productiv an din istoria României ca și număr de copii este 45 sau 46. Exact la un an după... Bă, 46 pot să înțeleg că se terminase războiul. Păi, și da, tot nu era, venea... Nu, dar 43. În 46 a fost bucuria aia mare și toată lumea după, da, 46, da, gata mă, anșă, 46, dar 43 erau bombele pe tine cât casa. N-avea ceva de făcut. Au făcut de frică. Au făcut de frică. Deci omenirea, da, omenirea merge mai departe în orice condiții. N-ai ce să trebuie să te adaptezi. Da, merge mai departe indiferent de situație și eu dacă îmi doresc ceva, știi, că tot stau și mă gândesc, dar eu spuneam de ani de zile, dar așa, domnule, să fie pace, foarte important. Auzi, să fie pace, nu mai merg la Londra, nu mai merg la Paris. Și merg pe Unirii și îmi pic aia în cap de la etajul 5. Da, doamne, frește, dacă este să mor, oricum mor. Deci n-a picat femeia, s-a aruncat pe omoare și a picat pe tine. Dacă stai cu frică, se poate întâmpla oriunde. Exact. Nu te iei cu soarta. Da, adevărul că eu când am fost în Israel, i-am zis lui George. Să nu-ți iei o cântare în Gaza, aia da, o să înțeleg. Eu când am fost în Israel, i-am zis lui George, nu mai vreau să mai vin... Am văzut Mormântul Sfânt, am cântat, am nu știu ce. Pentru că mi-a fost frică, da, că merg băia cu mitralierele alea pe stradă și peste tot. Israelul tot timpul a fost. Tot timpul a fost o stare acolo, tot timpul. Eu știu pe cineva care stătea acolo și asta spunea. La noi tot timpul o să fie așa. Pe de altă parte, ai văzut. Festival de rave la granița cu Gaza. Dar e posibil Gaza. Să pui fix acolo festival de rave. Incredibil, la granița cu Gaza. Oamenii nu voiau să fie... Știi, cotropiți de starea power, asta. Power, doar. Cum suntea de se legau nu, de tancuri. Nu, dar cu... viața merge mai departe, ce spuneam. Și chibuțurile acelea. Da, dar parcă alea, nici să te bagi în gura lupului. Lipite așa. De gardul sincer. Graniței. Efectiv, primul stat lipit. Da. În fine, e așa fâșie de la gard încoace un kilometru, poate, și după aia imediat e primul stat. 5 kilometri. Primul, adică e destul de riscant să fii chiar lângă gardul ăla, știi? Da, poate și provocator, dar dacă n-ai fost asta, era altceva. Era altceva. Eu o pregăteau. Da. Da, spuneai de...